Aș vrea pentru seara aceasta, în minutele care ne stau înainte, să ne oprim la un mesaj inspirat din Evanghelia după Matei, capitolul 25, o pildă pe care o cunoaștem foarte bine, dar o recitim că este bine să citim Cuvântul Domnului în biserică, adesea să cinstim Cuvântul Domnului să stăm ridicați. Matei, capitolul 25, 13 versete. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele în delemn, lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele în, și un de în vase. Fiindcă mirele zăbovia, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat Uşa. Mai pe urmă a și celelalte vecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el drept răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amen. Să ne așezăm. Această pildă este rostită de Domnul, fiind parte din ultimele învățături pe care Domnul Isus Hristos le dă ucenicilor și nu doar ucenicilor și nouă oamenilor credincioșilor de-a lungul vremurilor. De fapt, capitolele 24 și 25 din Matei, care, așa cum am spus, sunt printre ultimele învățături pe care Domnul Isus Hristos le dă, sunt printre cele mai dificile pasaje din Scriptură, pentru că în ele găsim două profeții care oarecum se întrepătrund. Și este greu să le separăm, este greu să le înțelegem pe fiecare dintre ele. Pentru că Domnul vorbește despre două evenimente distincte, aflate la mare distanță din punctul nostru de vedere mare, unul de celălalt. Bună oară, Domnul Iisus Hristos le vorbește ucenicilor despre dărmarea Ierusalimului, care se va împlini doar peste 30 și ceva de ani după ce Domnul le spune această pildă și această învățătură. Și în același context, Domnul vorbește despre revenirea fiului omului, care nu este altceva decât împlinirea promisiunii pe care Domnul a făcut-o ucenicilor în Ioan, în capitolul 14, când le-a spus, mă duc să vă pregătesc un loc și voi veni, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dificultatea pe care am găsit-o în acest pasaj, Vine din faptul că Domnul ne prezintă oarecum suprapuse aceste două evenimente, și nu știm care sunt semnele care vorbesc despre dărâmarea Ierusalimului, care sunt semnele care vorbesc despre revenirea Fiului Omului. Și suntem puțin confuzi. Ceea ce Domnul, de fapt, intenționează să ne spune este următorul lucru. Sunt semne comune care sunt valabile atât pentru națiunea Israel care va trăi drama dărâmării Ierusalimului în anul 70 după Hristos și unele dintre aceste semne sunt valabile și pentru cel de-al doilea eveniment despre care vă vorbesc și anume revenirea Fiului Omului. Când Domnul în capitolul 25 revine cu pilda pe care am citit-o, de fapt, ea este un răspuns printr-o metaforă la o întrebare pe care ucenicii o pun în capitolul anterior și în curiozitatea lor îi spun Domnului, Doamne, când se vor întâmpla aceste lucruri și când va veni Fiul omului? Și atunci Domnul îi spune, bă băieți, undeva prin anul 2027, prin luna februarie. Le răspunde Domnul? Le dă Domnul indicii despre anul, luna, evenimentele care se vor... Vine covid gata vine Domnul! Atacă Rusia, Ucraina, gata vine Domnul! Vine Israelul peste Gaza, gata, vine orice se întâmplă, sunt speculanți de ăștia, care se numește și teologi. Și vin și își fac popularitate aruncând cu tot felul de păreri și calcule și algoritmi și ecuații când vine Domnul. Unii dintre studenți mă întreabă la școală: Când vine Domnul, frate? Știți când vine. Cum să nu știu dacă sunt profesor, măcar știu. Când vine Domnul? Și de fiecare dată le spun așa. Sigur că știu. Da, când? Oricând. Oricând. Ăsta e răspunsul. Când vine Domnul? Oricând. Dar mai este un adevăr. Când vine Domnul, venirea Lui va fi fulgerătoare. Deci este iminentă și fulgerătoare. Atât de rapid se vor întâmpla lucrurile, încât bătea mea din palme a fost lungă. Nici T, din Tatăl nostru, nu o să mai putem rosti atunci. De aceea Domnul vine și le mută atenția, nu de pe când, ci pe cum trebuie să fim când va veni Domnul. Pentru că când va veni Domnul însuși, Domnul spune că este o taină. Dar nu aceasta trebuie să vă preocupe pe voi când vine Domnul, ci preocuparea voastră, spune Domnul, trebuie să fie cum vă va găsi atunci când va veni Domnul. Ei, mutându-ne acum la pilda aceasta și Domnul le răspunde curiozităților când se vor întâmpla aceste evenimente, eu pentru ani de zile am fost încurcat la cine se referă și cum putem să identificăm personajele din pilda. Pentru că n-am înțeles bine cum trebuie interpretată pilda. Ce este pilda? Ce este o pildă pe care o găsim în Sfânta Scriptură? Dragii mei, atunci când Domnul a vorbit poporului, națiunii, s-a fol folosit de lucruri foarte cunoscute, banale pentru ei, ca să le transmită niște adevăruri veșnice, cerești, pe care dacă încerca să le explice doar așa în cuvinte, oamenii aceia nu pricepeau nimic. Și atunci a ales pentru diferite categorii de oameni să le vorbească pe limba lor în niște evenimente cu care erau foarte obișnuiți să îmbrace niște concepte veșnice. Cu alte cuvinte, pildele, sunt niște ferestre de pe pământ înspre veșnicie. Hai să vă dau un exemplu. S-a întâlnit Domnul cu niște pescari. Credeți că le-a vorbit de computere? S-a dus la ei și -a spus așa, auzi, împărăția cerurilor se aseamănă cu un avod. A! Adică pentru ei era deja foarte clar ce e împărăția, nu? S-au întâlnit cu niște agricultori. Oameni buni, împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a ieșit să semene. Și-a aruncat sămânța. Și-a căzut, și-a deci, așa să. și probabil că s-a întâlnit acum cu niște oameni care veneau de la nuntă. Și veneau de la nuntă și le spuneau, știți cum e împărăția celorlalți? Mă tot mă întrebați când se întâmplă venirea Fiului Omului. No, voi sunteți nuntași, da? Atunci când vine mirele, în tradiția voastră, este o surpriză. Și mireasa trebuie să fie pregătită, că mirele poate să vină oricând. Și pornind de la acest adevăr, mi-am dat o ceață de pe minte, Duhului Dumnezeu, mi-a luminat mintea să înțeleg ceva, și anume, că pilda sau personajul principal, personajele principale din această pildă, este mirele și mireasa. Repet, personajele principale din această pildă sunt Mirele și Mireasa. Dar noi citim pe aici și am fost așa confuz, unde i Mireasa în pildă asta? Unde e Mireasa în pildă asta? Știți ce am citit eu greșit? Că de fapt atunci când Domnul vorbește despre Fecioare, vorbește tocmai despre mireasă, nu de domnișoare de onoare. O viață întreagă am auzit predici despre domnișoarele de onoare din pildă asta. N-are nimic în comun. Pentru că biserica este mireasa lui Hristos. Dar aduce un alt adevăr. De ce sunt mai multe fecioare aici? Secretul sau înțelegerea vine din faptul că Mireasa, care este un, un personaj, dar biserica lui Hristos nu este un personaj format dintr-o singură persoană. Ci este un personaj colectiv. Adică Mireasa lui Hristos este formată din oameni, dintr-un om nu, din oameni, mai mulți oameni, fecioare. Și de fapt Domnul vorbește despre mireasă, care este formată din mai multe personaje individuale, formând un personaj colectiv. Nu spunem, biserica este miresele lui Hristos. Nu, mireasa lui Hristos este un personaj dar e o persoană acolo? Nu! Sunt multe! Tocmai aici este secretul înțelegerii acestei pilde și anume că în așteptarea mirelui sunt două categorii de oameni. Unii care sunt mireasă, sunt echipați, au ungerea și vor intra în odaia de nuntă și alții care, atenție, cred că sunt mireasă. seamănă cu mireasa, sunt bisericoși, sunt în adunare. Și aici este avertizarea Domnului Isus Hristos. Nu faceți confuzie între adunare și biserică. Că nu toți din adunare sunt și din biserică, din păcate. Unii doar se comportă imită că sunt mireasă, dar ele nu sunt. Pe când altele sunt mireasă și vor intra în odaia de nuntă. Unii sunt mireasă și vor beneficia de binecuvântarea întâlnirii cu mirele, alții se mint singuri, mimând o viață de mireasă, amestecându-se în adunare, nu în biserică. Și de fapt, tragedia va fi pentru aceștia. De ce? Pentru că vă duc acum la capătul pildei și de acolo pornim cu câteva lucruri în minutele care urmează. Există o imagine atât de dramatică, pe mine m-a tulburat enorm de mult. Și vă rog să vă imaginați acest moment în care vine mirele, își ia mireasa, intră în odaie de nuntă și atenție ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Și ușa se închide. Vin ceilalți care cred că sunt mireasă și unii sunt de-o parte a ușii și alții sunt de cealaltă parte a ușii. Atât de mică este distanța între cele două tipuri de personaje, cât de groasă îi o ușă. Dar cât de groasă e o ușă să-ți dai seama că destinul veșnic este infinit de la unii la alții. Și să mai știm că ceva, că ușa aceea nu se mai deschide niciodată Și atunci am o singură întrebare pentru dumneavoastră De care parte a ușii vei fi ăsta e mesajul meu De care parte a ușii vei fi Umblăm la biserică ne îmbrăcăm duminica frumos pozăm, știm versete, cântăm, suntem prin adunare toți. Dar cei în adâncul sufletului și care este viața ascunsă, care este experiența mea cu Dumnezeu, numai cel de sus știe. Dar va veni o vreme în care noi nu vom mai putea să ne mințim unii pe alții. Și Dumnezeu va face despărțirea cât de o ușă între unii și alții. Acum am să aduc înaintea dumneavoastră două principii fundamentale pe care le-am extras în această pildă și patru învățături de bază pentru viața creștină. Două principii și patru învățături. Care este esența acestei pilde? cu câți am vorbit de-a lungul anilor, singurul sau cel mai mare interes pe care oamenii l-au avut cu privire la această pildă e ce Și frate, ce Ascultați-mă bine. Atunci când Domnul Isus Hristos a rostit o pildă, n-a rostit-o să trebuiască neapărat să identificăm fiecare element al pildei cu ceva. Ci când a spus o poveste de ce nu ăsta, o pildă, a spus să extragă din pilda asta, din exemplu ăsta, din metafora asta, unul sau mai multe adevăruri. Asta l-a interesat pe Domnul. Nu să găsim noi fiecare lucru ce înseamnă. Că vă spun, așa lunecăm în erezii. Hai să vă dau un exemplu simpatic, pentru mine este așa remarcabil. Un frate încerca să explice fiecare element din pildă, da? Și încerca să explice pilda samariteanului. No, cine sunt cei doi bănuți? Păi un bănuț în Vechiul Testament, un bănuț în Noul Testament. Acum, cine e samaritean, nu știm. Cine e cel căzut în tâlhar, știm. Cine e da, no, hai să zic că știm. Dar a ajuns din cine e hangiu, o găsit el ceva, dar a rămas cu o dilemă la care n-a mai putut să răspundă în biserică. Cine e măgarul? Pentru că ăla căzut între tâlhari, a fost pus pe un asin numai nu găsea răspunsul cinei asilu. Sigur că este simpatic de gândit în felul ăsta, dar așa ajungem când neapărat noi trebuie să identificăm fiecare virguliță dintr-o pildă. Nu. Toată pilda aceasta este sintetizată într-o concluzie pe care însuși Domnul spune. Și zice, nu mai interpretați nimic legat de pildă. Vă spun eu. Vegheați! Asta e pilda! Vegeați că vine Fiul Omului. De care parte a ușii vei fi? Ești gata pentru întâlnirea cu Hristos? Sau trebuie să-ți rezolvi probleme atunci? Nu mai e timp. Pentru că venirea Lui este fulgerătoare, iminentă și fulgerătoare. Înțelegi de ce trebuie să fii echipat astăzi și în fiecare zi pentru întâlnirea cu Hristos? Asta e pilda. Fi gata că vine Mirele. Când Doamne vine? Când? Am spus că o să aduc înaintea dumneavoastră două principii fundamentale identificate în această pildă. Primul, venirea Domnului este o certitudine. Venirea Domnului este o certitudine. Ioan 14, 1 la 3 să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce, vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Vine Domnul? Amin! El a spus că vine. Este o certitudine chiar dacă întârzie. Chiar dacă întârzie venirea Domnului, este și a rămas o certitudine. În 2 Petru, capitolul 3, versetul 3 și 4, cuvântul Domnului spune înainte de toate: Să știți că în zilele din urmă vor veni bagiocoritori plini de bagiocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice: Unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii: Întârzie! Nu mai vine! Va vine! Venirea Domnului este o certitudine chiar dacă întârzie. Pentru că întârzierea nu înseamnă că ne-a uitat Dumnezeu. Știți ce înseamnă întârzierea asta? Dacă o putem numi întârziere? Tot Petru ne răspunde 2, pentru capitolul 3 de la versetul 9. Uitați ce înseamnă întârzierea Domnului. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui. Cum cred unii? Ce are o lungă răbdare pentru voi și au zis care scopul. Și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la păcăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. De aceea, în ziua aceea, cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerese vor topi de mare căldură și Pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Deci, întârzierea, cum o numesc unii, nu este faptul că Dumnezeu s-a dus în lumea Lui și ne-a uitat pe noi aici în lumea noastră, ci este îndurare și har să ne întoarcem cu toată inima. Lăuda să fie Domnul! Al doilea principiu, deci primul. Venirea Domnului este o certitudine, dar momentul revenirii sale este o incertitudine. Dacă venirea este certitudine, momentul venirii este o incertitudine, pentru că mirele zăbovia. Pentru că zăbovia Domnul Iisus Hristos face afirmația în Matei 24, 36 despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl și câțiva predicatori. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte ar veni hoțul vesetul 43, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. În certitudinea momentului venirii Domnului, pe noi trebuie să ne transforme în niște credincioși veghetori. Asta e pilda. Așteptați, pregătiți-vă, vine Hristos. Trebuie să vă mărturisesc ceva și cu un pic de durere în suflet. Mă duc aminte cu nostalgie de acum când eram copil în biserică, într-o bisericuță cât un sfert biserica voastră, mai, mai mică decât un sfert biserica voastră, că Domnul v-a scos la loc larg acum, n-am fost de când v-ați mutat aici, așa vă trebuie. Primiți binecuvântarea Domnului și mă bucur că va bine binecuvântat Domnul cu spațiul acesta mult mai bun decât cel de dincolo. Un singur lucru era mai bun acolo decât aici. Nu știți care Nu. No. Nu știți. Aparatul de cafea de jos. Da. Dar rezolvăm. E aici? Ah, iertați-mă. Iertați-mă. Bun. Să revenim. Ziceam că sunt puțin nostalgic. Îmi aduc aminte că eram copil, predicatorii nu erau așa pregătiți, nu aveau atât vocabular, concepte, nu sistematizau, nu aveau concepte hermeneutice, capătra de teologie, nu. Dar am crescut cu niște predici de la oameni sinceri, simple. Și toate predicile se terminau în felul acesta și cei, așa de o vârstă cu mine și mai sus, își aduc aminte bine că toate predicile se terminau, Hristos este la ușă. Hristos vine, Hristos e aproape. Nu te juca cu veșnicia ta, ca astăzi mă aduc am transformat din păcate amvonul în exerciții de consiliere de grup, de psihoterapie a suferinței și a durerii, a eșecului și a falimentului și ne toți scărmânăm în cap și ne mângâiem pe crește cum să nu mai suferim așa de mult. Și tot auzim cum să treci peste eșec, cum să scap de durerea, nu știu, și uităm că Hristos vine. dragi mei, este momentul să-L punem din nou pe Hristos în centrul mesajului. Hristos vine, e aproape, la uși. De unde știm asta? Dragii mei, am zis că momentul venirii este o incertitudine. Și totuși nu mă contrazic în ceea ce am spus, dar Scriptura ne dă niște indicii de ce cred că Hristos este la uși. Și Biblia vorbește despre timpul așteptării ca despre o pânie care se îngustează. Haideți să mă explic. În 1 Corinteni 7 cu 29, cuvântul Domnului spune așa. Iată ce vreau să spun fraților. De acum, vremea, uitați-vă, vremea s-a scurtat. Da? Deci, pânie, vremea s-a Bun. Mergem în fapte, capitolul 2, versetul 17. În zilele, deci vremea care s-a scurtat, mergem apoi din vreme în zile. În zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură și ei continuă. Mergem în 1 Ioan 2 cu 18. Copilașilor, este ceasul de pe urmă. Deci, vremea se scurtează, zilele de pe urmă, ceasul de pe urmă și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că deja s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Dar vreau să vă spun că imediat voi aduce câteva argumente că nici ceasuri nu mai sunt. Și mă refer la terminologie biblică. Nu spun că nu termin eu predica. Dacă credeți că Domnul să se împiedice de predica mea să nu vină? Dacă vrea să vină? Care sunt câteva semne pe care Domnul le spune? Dragii mei, există trei tipuri de semne care vorbesc despre pregătirea, nevoia de pregătire în vederea întâlnirii noastre cu Domnul. Dar vreau să vă vorbesc ca o paranteză cu o altă posibilă întâlnire mai repede decât venirea Domnului. S-ar putea să nu mai ajungi tu acasă, ci să ajungi la Domnul. E tot o întâlnire cu El. De fapt, asta e mai probabilă decât revenirea Domnului. Măcar că revenirea Domnului poate să vină oricând și o să vedeți că toate condițiile sunt plinite. Haideți să ne uităm la ce condiții. Primul tip de semne care vorbește despre aceste ore, nu mai, nu mai sunt ore sau ceasuri, da? O să vedeți că este mult mai puțin sunt semne premergătoare. Repet, semne premergătoare. În Matei 24, versetul 4, a zis așa, drept răspuns Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu, vă înșele cineva, să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Și acum, veți auzi de războaie și veți vești de războaie, vedeți să nu vă spământați. Începe cât e un război, toți populiștii ăștia esatologi, au început război, vine Domnul! Vine... Dragii mei, de când e lumea a fost războaie? De când îi au fost bătăi? Au venit Domnul? Nu. Astea sunt semne premergătoare. Veți să nu vă spământați că toate aceste lucruri au să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un am se va scula împotriva altui am. De când e omenire așa? O împărăție împotriva altei împărți? De când e omenire așa? Pe alocuri vor fi cu tremere de pământ, foamete și ciumi. De când e omenire a fost așa? Cu tremure, pandemii, ciumi, COVID. De, de când e lumea a fost așa? Păi, asta e un pic, semne sau nu semne? Dragii mei, semnele premergătoare nu sunt altceva. Decât normalitatea care adorme fecioarele. Este o normalitate a lucrurilor pe pământ. Și în vremea noastră se întâmplă cum s-a întâmplat de când istoria omenirii. Și fecioarele adorm. Deci, cu cutremurele, ciumile sunt niște semne care nouă trebuie să ne transmită un alt mesaj. Nu vă culcați pe ureche că Hristos este departe. Măcar că astea nu vorbesc despre revenirea Lui. ci toate astea se întâmplă cum s-au întâmplat de când e lumea. Dar vin al doilea tip de semne. Sunt semne pregătitoare. Deci semnele premergătoare, normalitatea, semnele pregătitoare, aici deja este ceva mai specific. În Matei 24, continuă la 32 și 33. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, să știți că vara este aproape. Tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că fiul omului este aproape numai la ceasuri. Este chiar la Uși, nu în München. E la ușă. Vremi, scurtate, zile, ceasuri, la ușă! La ușă! Dar când e la ușă? De la Smokin, învățați. Cu ce să învățăm de la Smokin? întotdeauna în Scriptură, smochinul a fost simbolul poporului Israel. În anul 6 se leagă cele două profeții. În anul 70, toată lumea a zis, s-a terminat cu națiunea asta. Au fost împrăștiați printre neamuri, timp de, uitați-vă bine la mine, și fiți cu mintea la purtător, cum ne-am zis aseară la tineri, 1900 de ani să n țară. frați, surori, să n-ai țară 1900 de ani și să nu dispari ca nație. Am locuit pentru 16 ani în Canada. Când m-am mutat din România în Canada, fetele mele erau una de 3 ani și una de 7 ani. S-au dus la școală, în șase luni n-am mai avut cu cine vorbi românește. Când treci Balta dincolo, te scufunzi acolo, e altceva decât Europa. Stau câțiva ani pe acolo, oamenii, și vin și jumate din cuvinte instinctual le zici în limba cu care te obișnuiești. Cum ziceți voi la gunoi când mergeți în România? Păi când noi, noi suntem întors în România de patru ani. Și nu din strun snobis de ăsta, că vai de mine, ca și reduce eu, asta de două săptămâni în Italia, nu mai știa, vorbește bine românește. Nu în sensul ăsta, nu? Ci altceva. Din instinct îmi să zic, Mihaela, aruncă la garbage! Și după aia, bă, stai, bă, că e gunoi. Pierdem limba repede când ne scufundăm într-o altă cultură. O pierdem într-o generație. Dar ascultați-mă bine ca să înțelegeți minunea lui Dumnezeu cu națiunea asta. Nu o generație, nu două, nu zece, 1900 de ani! Și să nu-și piardă limba. Și Scriptura zice așa, de la smochin învățați, când îi frăgezește și înfrunzește mlădița. Păi, dragii mei, asta nu se va întâmpla, că s-a întâmplat. Când? în 14 mai 1948, a luat ființă după aproape 1900 de ani, statul Israel. A urmat apoi războiul de șase zile, între 5 și 7 iunie 1967, au murit 18.000 de soldați din coaliție, toți cei care s-au adunat împotriva lui Israel, 700 de israeli ne-au murit. Și citim în Vechiul Testament cum au venit zeci de mii, sute de mii peste o mână de oameni și o mână de oameni cu puterea lui Dumnezeu i-a înfrânt pe ăștia și zice bă ceva povește așa cineva o scris acolo, așa vin teologii liberași și ne zic bă așa au, au umflat ei cifrele. Păi au sub ochii noștri au fost, când egiptenii una dintre cele mai mari armate din lume au zis mă opriți-vă că intrați în Cairo, cu noi pe pământul ăsta. când îi frăgezește mlădița. El este chiar la uși. Semne premergătoare, normalitate. Semne pregătitoare, Israelul. Semne finale. Care este semnul final? Și suntem la al doilea principiu, da? Și anume că venirea Domnului este o incertitudine. Cunoașterea adevărului este semnul final. Matei 24 cu 14. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mântuire, mărturie tuturor neamurilor. Atunci, vremea s-a scurtat, zile de pe urmă, ceasurile de pe urmă, chiar la uși, atunci va fi sfârșitul. Nu vă dau detaliile, am niște date foarte interesante cum a crescut cunoștința de-a lungul anilor. Ce vreau să vă spun doar atât. În timp ce eu vă predic, tot pământul ăsta e acoperit de nu știu câte ori de mii de sateliți care absolut acoperă cu informație fiecare milimetru pătrat din planeta asta. Eu am vorbit FaceTime cu un misionar în junglă. Și ne-am zis, nu, că trebuie tradusă toată Biblia, trebuie... În... Dragii mei, cunoștința adevărului nu înseamnă toată Biblia tradusă. Înseamnă un mesaj adus la o națiune. E pentru mărturie. Dați-mi voi să vă spun, astăzi acest lucru se poate întâmpla într-un minut. Toate condițiile sunt împlinite pentru ca din orice națiune să audă ceva ca mărturie. Că nu toată națiunea trebuie să audă. Din toate națiunile. Deci nu vă mai culcați pe ureche că nu-i tradusă Biblia în nu știu câte limbi. Pentru că cunoștința adevărului poate să ajungă la un personaj din orice națiune, din orice trib, în orice secundă. Ce îmi spune mie asta? Cristos e mai aproape decât credem. Asta îmi spune. Hristos este mai aproape decât credem. Deci, dacă cele două principii sunt evidente din Scriptură, și anume, venirea Domnului este o certitudine, dar clipa, minutul, ziua, ceasul, anul venirii Domnului este o incertitudine, cu toate că vedem că semnele ne spun că este foarte aproape, dar nu ne putem permite să spunem când, că nu ne dă voie Scriptura, ci Scriptura ne dă voie să veghem. Am zis că o să subliniez și patru învățături principale, nu le mai dezvolt, doar vi le enunț. Prima învățătură practică din această pildă. Unele lucruri nu pot fi amânate. Unele lucruri nu pot fi amânate. Aici nu funcționează românescul lasă pe mâine, nu. Nu face astăzi ce poți lăsa pe mâine. Nu? Așa zicem. Nu, nu face astăzi ce poți lăsa pe mâine. Aici nu funcționează așa. Unele lucruri nu pot fi amânate. Amânarea este un obicei rău. Pentru că cel mai periculos cuvânt din limba română este cuvântul "mâine". Mâine este periculos pentru că nu știm dacă va fi. Și mâine este periculos pentru că dacă va fi, totuși, nu știm ce va aduce. Cât nu s-au culcat bine și viața lor a fost cu totul altfel de mâine dimineață. Dar vreau să vă spun altceva. Câți din cei care au plecat astăzi s-au trezit dimineață spunând, eu plec astăzi? Poate sunt câțiva. Dar gândiți-vă că, și nu știu dacă spuneam ieri la tineret, într-o secundă pleacă de pe pământ două persoane. Într-un minut, 120 de oameni pleacă de aici. Dacă 120 de oameni ori 60, cât vine? 720, da? De când predic eu, aproape 720 de oameni au plecat de pe pământ. Tu n-ai plecat încă. Dar 720 de oameni au plecat. Credeți că acum două ceasuri, cei mai mulți dintre ăștia 720, au știut că nu vor mai exista peste două ore? Vă spun că nu. Știți ce îmi spune acest adevăr? că sunt lucruri care nu trebuie amânate. Amână ce vrei, dar mântuirea nu. Amână ce vrei, dar întoarcerea la Hristos nu. Amână ce vrei, dar împăcarea ta cu Dumnezeu, te rog din suflet, nu amână. Pentru că nu știi când vei sta ochi în ochi cu judecătorul cel drept. Aici te întâlnești cu Mântuitorul, dar când te vei întâlni acolo, te vei întâlni cu judecătorul, nu cu Mântuitorul. În Evrei 3 cu 15 se spune câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătinii. Deci, prima învățătură, sunt lucruri care nu trebuie amânate. Jumătate din fecioare au zis, avem timp să ne pregătim. Amânăm să ne pregătim. Amânăm să avem rezerve de ulei. Și au amânat și a prins mirele. Prea târziu. A doua învățătură. Unele lucruri nu pot fi împrumutate. Dați-ne și nouă! unele lucruri nu pot fi împrumutate. Știți unde funcționează asta? Mântuirea este individuală. Am avut bunic, primul pocăi din sat, bunic cum eu. Și ăsta e rupt de bat. Dar bunic cum eu a fost primul pocăi, prorocul a fost. Bunica era prorociți. Ăsta nu are nimic în comun cu Dumnezeu crezând că rugăciuni... Vă când Cântam o cântare. Doamne, de ce nu mai cântăm? Rugăciunea mamei mele... Nu, e prea banal, așa pentru vremurile noastre cântarea asta. Și ce adevăr teologic are? Rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Eu trebuie să mă rog. Rugăciunea tatălui meu nu este de ajuns. Eu trebuie să mă rog. De ce? Pentru că sunt lucruri care nu pot fi împrumutate. E bine să vă rugați ca părinți pentru copii. E bine că părinții noștri s-au rugat pentru noi. Dar mântuirea nu poate fi împrumut. Judecata finală nu-i pe familie, nu-i pe clan, nu-i pe neam, ci judecata finală e unul la unul. Vei sta ochi în ochi cu judecătorul tău. De aceea, să nu crezi că cineva poate să-ți împrumute milă în acea zi. Al treia învățătură. Sunt unele lucruri pe care nu le poți ști. Nu știți ziua, spune aici. Noi bărbații suntem foarte ofensați când cineva ne spune, mă, tu nu știi asta, Când noi le știm pe toate. Noi știm să reparăm mașini, noi știm să reparăm instalații, noi știm să, noi știm să facem mâncare, noi știm să facem toate, mai ales noi românii. La ce, când ați venit din Germania, la ce ești bun? La toate, zice, du-te că ești bun de nimic. Așa suntem noi bărbații, noi le știm pe toate. Ei, cuvântul Domnului astăzi ne spune că sunt lucruri pe care nu le poți ști. Cel puțin acest lucru, nu știi ziua când va veni fiul omului, nu știi când vine necazul peste tine, nu știi când te sună de la, de la medic după ce ți-a făcut niște analize și tu ești bine, te au durut o țără pe aici, pe, nu știu, ca așa de, de, la o vârstă, știi, te doare pe aici, pe acolo, în locurile esențiale, și te sună de la medic și zice, auzi, hai înapoi să-ți repetăm analizele. Și de când îți repeți analizele, toată viața ta e pe dos. Totul se schimbă. Nu știi când vine necazul. Sunt multe lucruri pe care nu le știm. Nu știm când plecăm noi. Nu știm când vine Hristos. Și a patra lecție importantă. Unele lucruri nu trebuie pierdute. Unele lucruri nu trebuie, eu nu rău de pagubă, vă spun sincer, nu rău de pagubă deloc. De curând am pierdut o sumă consistentă. Sincer vă spun, n-am nicio problemă. Cum vin așa și or vin altele și iar or merge și nu vă mai dați peste cap pentru... Ne chinuim, o luăm prea în serios viața asta. Nu sunt rău de pagubă, dar sunt lucruri pe care nu avem voie să le pierdem. Poți să câștigi tot. Ascultă-mă acum bine. Poți să câștigi și să ai tot. Dacă nu-l ai pe Hristos, n-ai nimic. Dar s-ar putea să rămâi și să n-ai nimic. Dacă-l ai pe Hristos, ai tot. Sunt lucruri care nu trebuie pierdute. Poți să pierzi multe în lumea asta. Dar vine veșnicia. Și veșnicia nu se mai negociază după. Nu se mai schimbă după. Și în veșnicie sunt doar două locuri, nu trei. Nu există neutralitate acolo este cu Dumnezeu sau în chinul veșnic. Astăzi, când încă suntem aici, putem alege. Dar te îndemn, joacă-te cu ce vrei în viața ta. Joacă-te cu meseria, joacă-te cu sănătatea, treaba ta ce faci. Joacă-te cu ce vrei. Dar cu veșnicia ta nu te juca. Nu te juca cu veșnicia ta. Spunea cineva foarte plastic că la ușa iadului va fi așa scris mare. Da? De aici poți să vezi și cea mai mare durere din iad va fi aceasta. Poți să vezi unde ai fi putut fi, dar nu o să mai poți ajunge niciodată. Dacă iadul doar fi un milion de ani, s-ar termina. Dacă iadul doar fi un miliard de ani, s-ar termina. Ar trece un miliard de ani. Dacă iadul ar fi un miliard de miliarde de ani, s-ar termina. Dar auziți, nu se termină! Nu se termină. Și atunci te întreb: Uită-te la lucrurile mărunte și prostești din viața ta, care te separă de Hristos. Și atunci merită să spui veșnicia în comparație cu banalitatea care te strupe de Hristos? De ce ne jucăm cu veșnicia, dragii mei? Când ea nu mai poate fi recuperată sunt multe lucruri pe care le poți pierde. Dar nu pierde raiul. Fii pregătit, fi gata, veghează, că nu știi ziua, nu știi ceasul, când va veni fiul omului. Luther, marele formator de aici, din Saxonia, a spus așa. Am doar două zile, astăzi și ziua aceea, tu ai două zile. Astăzi și ziua aceea. Am o întrebare pentru cei care cred că sunt mireasă. Să comportă ca mireasă. Și se mint singur pentru că tu te știi ascuns cine ești. De care parte a ușii vei fi? Mirele este aproape. Mireasa va intra în o de nuntă. Unde se va închide ușa? După tine sau înaintea ta? Vă întreb, dragă biserică Elim. Emanuel. Sion, Sion. Sion. Dragă biserică Sion. Știind că vremea este atât de aproape, ce faci astăzi? Hai să stăm ridicați înaintea cuvântul Astăzi nu o să mă rog eu pentru nimeni. Și nici nu o să chem pe nimeni să iasă în față dacă are nevoie de rugăciune. Pentru că aceasta va trebui să fie o rugăciune a fiecăruia dintre noi. Trebuie să fie o rugăciune a ta, vorbind cu Dumnezeu. Tu știi ce trebuie să-i spui. Ești gata să-l întâlnești? Ai inima pregătită? Ești nerăbdător să-l vezi? Sau mai ai o strângere de inimă? Mai este ceva ce-ți frânge speranța întâlnirii cu Hristos? Unde ești? Mirele vine. În curând vom auzi, ieșiți în întâmpinare va trebui să încerci să te pregătești atunci, nu mai este timp. De aceea, îndemnul Duhului Sfânt pentru tine este, pregătește-te astăzi. Intrăm în această rugăciune. Închidem ochii toți. Intrăm în această rugăciune. Dar dacă este cineva care știe că trebuie să facă un pas înspre Hristos în seara aceasta, atât te rog să ridici o mână. Atât. Domnul să vă binecuvinteze, să vă binecuvinteze Domnul, să vă binecuvinteze Domnul, Domnul să ia aminte la mesajul acesta al credinței, al sincerității, al întoarcerii înaintea lui Dumnezeu, intrăm în rugăciune și cerem îndurarea Domnului peste noi.